Bună ziua! Bună ziua! Bună venit la conferința de presă organizată de CSM Ceahlăul Piatra Neamț cu ocazia partidei de la Concordia Chiajna, programată pentru joi 22 februarie la ora 19:30. În fața dumneavoastră sunt președintele Cătălin Anton și noul capitan al echipei noastre, Azdren Lulacu. Domnule președinte, câteva considerații despre ce știți legat de lot și legat de probleme pentru această partidă, cu rugămintea mai scurt, ca după aceea să vorbim cu Azdren, să-i dăm drumul ca el să plece la antrenament și rămânem în continuare. Sigur, nu. Am participat la o emisiune TV la Monitor TV și deja informațiile sunt lansate vis-a-vis de această partidă Chiajna. Doar vreau să rememorăm câteva aspecte. Însă Chiajna, Concordia Chiajna a fost echipa cea mai activă în perioada de mercato. A făcut cele mai multe transferuri. E o echipă solidă. Eu mizez pe încă neomogenitatea acestei echipe și mizez pe capacitatea de luptă și omogenitatea băieților noștri. De asemenea, mizez pe dorința noastră a tuturor, a echipei, a staffului tehnic și de a participa în play-off, iar o victorie la Concordia Chiajna ar fi un pas extrem de important în realizarea acestui obiectiv pe care mi l-am propus încă de la venirea la conducerea acestui club. Pentru a face lucruri speciale, trebuie să creezi lucruri speciale. Și în situația dată, cu toții, cred și capitanul de echipă și toți băieții, cred în posibilitatea atingerii acestui obiectiv, participarea în play-off. Mai fac o mențiune. Mi-aș dori din toată inima ca să avem victorie, un rezultat foarte bun, pozitiv la Concordia Chiajna și apoi un rezultat pe 2 martie, tot o victorie aici. Pentru că pe data de 1 martie este ziua mea de naștere și fac 61 de ani și vreau să asociez această cifră 61 cu participarea în primii 6 și cu, în final, trecerea de la 61 la 62 de ani să însemne, de fapt, câștigarea play-off-ului, adică au ocupat poziția 1 sau 2 play-off. Andrei, începi mini-returul sau returul cu cele 4 meciuri care au rămas din această ediție de campionat până la play-off. Un meci greu și pentru voi și pentru gazdei. Un meci istoric va fi, din punctul meu de vedere, pentru că cred că acest joc va fi mult mai bun pentru imaginea clubului Ceahlăul decât cel de la Buzău, când am reușit promovarea în Liga a doua, din punctul meu de vedere. Cum crezi că va fi jocul? V-ați pregătit? Cum ați spus și dumneavoastră, va fi un meci foarte greu. Eu cred că ne-am pregătit bine. Suntem pregătiți pentru acest meci. Mergem la Chiajna să facem o figură frumoasă și cu toți ne dorim să ne întoarcem acasă cu 3 puncte și să ne apropiem cât mai mult de play-off. Andrei, tu ești familiarizat oarecum cu Chiajna, ai evoluat acolo o perioadă de timp. Cum va fi revederea cu stadionul, cu atmosfera de acolo? Da, am stat 2 ani jumate la Chiajna. Au fost perioade bune și grele. Am jucat barajul cu Chindia acum 2 ani și din păcate am luat gol minutul 93, că eram aproape promovați. Dar acum sunt la Ceahlăul și mă gândesc doar la meciul de mâine și să mi ajut echipa cât mai mult să câștigăm meci. Adrian, ca și capitan de echipă, cum se simte vestiarul? Vestiarul e bine. O pregătire destul de lungă. Am făcut și aici și în Antalya. Cred că ne-am pregătit foarte bine, mai ales acele jocuri amicale în Antalya. La două zile. Au fost destul de reușite. S-a format un grup bun, cred eu. Îmi place ce văd în vestiar. Și asta e un semn bun pentru a face o figură frumoasă la chiar. Dar încă un lucru aș vrea să menționez pentru cei care ne urmăresc. În Antalya am jucat cu formație din Kazahstan,
Deci pe un gol la care tu ai evoluat, dacă nu mă înșel, în cariera ta. Da. Și care a avut rezultate bune în campionat, dacă nu mă înșel, au câștigat și cupa care înseamnă. Au câștigat cupa, au câștigat campionatul, acum 2-3 ani, parcă, dacă nu greșesc, echipa foarte bună și am reușit să facem un rezultat bun cu ei. Deci, cred că s-a format echipa bună, în toate compartimente avem jucători buni, dublura bună, exact pe fiecare poziție. Și asta e bine pentru noi. În toamnă, deci Ceahlău a jucat mai puțin bine în deplasare, a ținut mai puține puncte, Chiajna a pierdut foarte multe puncte pe teren propriu. Crezi că această pauză de 2 luni și jumătate va reseta cumva această traiectorie, se vor schimba lucrurile? Da, cu siguranță. După pauză, cred că și cu transferul și cu tot, din punctul meu de vedere, începe un alt campionat. O să le ia tot de la capăt și să sperăm, în primul rând, să menținem acasă, să jucăm la fel de bine și să jucăm mai bine în deplasare. Din experiența pe care ai acumulat-o, ce poți să, sau cum poți să analizezi Concordia Steajna, o echipă care acasă are 3 victorii, toate cu 1-0, și 2 înfrângeri cu 1-0. Golaverajul lor pe propriul teren este 3-2 în 8 meciuri acasă. Ce-ți spun ție aceste cifre? Nu știu, sincer, nu prea știu. E o echipă care pune accentul pe compartimentul defensiv și încearcă să te surprindă pe contraatac. Da, exact. Acum cred că au schimbat și formula de joc, cred că va juca cu 5 fundași și va fi o luptă frumoasă, sper. Care este jucătorul advers căreia echipa cea nu trebuie să-i acorde o atenție specială? Au jucători buni la fiecare compartiment, au Ispas, au Stanica, Codrea, dar de cât am înțeles e suspendat. Balan, Torje, Listei, sunt Romario Moise, sunt jucători foarte buni. Au primit și eu infuzii de experiență prin Scarlatac. Da. Și Gabi Torje. Și Gabi Torje, corect. Tocaliu. Deci este o echipă bună, dar cred că și noi suntem o echipă bună și pentru asta zic că va fi un meci frumos. E o problemă pentru echipă sau pentru stat faptul că jucați la o oră așa târziu pentru Liga a doua? Nu. 19:30? Nu e niciun fel de problemă. E frumos să joci seara, televizat. Probabil cu public. Cu public, numeros. Da. Sper să vină cât mai mulți. Și pare de la noi va veni. Pare rău că este ora asta pentru suporteri. Da, e timpul săptămânii și e greu să se libereze de la lucru. Exact. Dar un minim de 50 de suporteri din galerie de la Gate 7 îi vom avea și mulțumim pe această cale. În jocurile de pregătire am văzut și cu Togol și cu... Trebuie să-i mulțumim. Da, bine. Atunci pentru domnul președinte. Da. Mulțumesc, o zi bună. Succes. Baptă multă. Președinte, în jocurile de pregătire am văzut că și în jocul cu Togol și chiar în meciul cu Focșani am reușit să fructificăm fazele fixe. Am dat goluri în urmă unor cornere. Ne-am pus accentul mai mult aceste faze în perioada de pregătire. Avem și jucători cu talie care ne pot ajuta acum mai mult. Exact. Ați văzut că am implementat în interior echipii și pe Alexandru Core, care este un jucător cu talie și care excelează la jocul cu cap și mizăm pe fazele fixe. Important este că absolut în toate jocurile marcăm. Important este că absolut în toate jocurile nu am pierdut. Deci, augurii sunt buni. Sperăm într-o evoluție mai mult decât pozitivă. Jucătorii sunt extrem de motivați. Când are loc deplasare? Astăzi, domnule? Da. Astăzi, deci acum e antrenamentul așa cum e ca ultima zi. Și la ora 11:30 ori deplasat către masa de prânz, iar ulterior la ora 12 deplasarea către Concord.
Concordia Chiajna, de fapt la București, unde vom fi cantonați la Hotel Parlament. Știți să fie probleme de lot? Nu, accidentări nu avem decât Jachite, la mine Jachite, care totuși a făcut alergări în ziua precedentă. Lotul încă nu este stabilit, după antrenamentul de astăzi, domnul profesor va stabili formula finală. Știu că era o problemă la Advasia. Advasia a avut într-adevăr o ușoară întindere la inghinal, dar a participat la antrenament. Jucătorul împrumutat din Craiova a sosit? Nu, vine, va sosi vineri și va participa la antrenamentul de vineri după amiază de la ora 4. La ora 16, deci vineri, după joi ora meciului, va fi antrenament și Denis Benga va fi prezent la acel antrenament. Mai sunt întrebări? Nu. Vă mulțumim că sunteți alături de noi.